Am revenit în studioul de emisie, vom vorbi despre libertate în cadrul unei noi ordini mondiale. Eminentul profesor Skinner, șeful catedrei de psihologie din Universitatea Harvard, scrie în cartea sa Dincolo de libertate. Citez, domn profesor Tobă. Nu ne mai putem permite libertatea de a încălca libertatea altora. Libertatea unui om se termină exact acolo unde începe libertatea altui om. Nimeni nu poate fi liber cu adevărat dacă atentează la libertatea altuia. Și acest lucru nu poate fi posibil decât dacă vom edifica împreună o nouă ordine mondială. Ce a vrut să spună profesorul Skinner? Ce înțeleg eu că ce a vrut să spună? Vă rog, voi. Este foarte clar că noua stare a lumii impune noi reguli ale jocului. Noi reguli ale jocului care însă trebuie să țină seama simultan de două lucruri, în opinia mea. De nevoile reale ale fiecărei civilizații, a fiecărei individ cu particularitățile sale culturale și de limitele accesului la aceste nevoi. Pentru că este, spre exemplu, în opinia mea, anormal să spui că, și să spui într-un document foarte important, într-o strategie de securitate, că eu, statul X, îmi arog dreptul de a avea acces neîngrădit la resursele vitale pentru existența națiunii mele. Cum adică acces neîngrădit? Adică tu poți să te proiectezi oriunde în lume și să iei de acolo petrol sau mai știu eu ce, pentru că sunt resurse vitale pentru existența ta, nepunându-ți problema că sunt resurse vitale și pentru teritoriul, apropo de geopolitică, unde ai intenția să intervii. Vreau să comentez ceea ce un distins profesor de drept îmi spunea, un profesor de la Nantes, când i-am pus întrebarea: de ce se vorbește despre drepturile și libertățile și nu se vorbește și despre constrângeri? Pentru că orice ființă socială nu trăiește de capul ei, este într-un sistem socioeconomic. Da, interesant. Și știți ce mi-a răspuns? Yeah. Și că, domnul Tobă, constrângerile sunt drepturile limitate. Deci în momentul când un drept... Drepturilor intră, da? Este un drept limitat. Și atunci noi trebuie, pe de o parte, să proiectăm cu înțelepciune noile reguli ale jocului pentru întreaga comunitate mondială, ținând seama de specificul, tradițiile, de cultura fiecărei entități, stat, națiune sau regiune, și în același timp să educăm că această, cum se spune, democrația este dictatura legii. Deci e o contradicție în termeni, dar pe fond este un mare adevăr. Ceea ce în România, bineînțeles că nu este încă înțeles, că este o dictatură, dar a legii. Nu este dictatura unei persoane sau unui sistem ideologic. În opinia mea, libertatea este un gest de responsabilitate asumată privind regulile societății pe care vrem să o construim. Să vedem că ne apropiem vertiginos de final. Să vedem care sunt, domnul Cristi Moțiu, să vedem care va fi, de fapt, raportul dintre om și stat în viziunea unei noi ordini mondiale. Să vedem, scriitorul și filozoful de reputație mondială, Ralph Emerson, spune în cartea sa, intitulată chiar Noua Ordine Mondială, următoare, le citez. Omul a fost creat pentru a fi liber. Omul n-a fost creat ca să fie sclavul statului. Asta își spune eu pe frontispiciul la parlament sau la guvern, la noi, în țară. Ba chiar statul a fost creat de om ca să fie servitorul omenirii. Omul nu trebuie să fie servitorul statului. Acest deziderat nu poate fi atins decât într-o nouă ordine mondială. Am încheiat citatul. Maestre, e foarte interesant cum apar diverse personalități care sunt de notorietate în domeniile unde scriu și unde emit păreri. Și cartea din care am dat citatul este aceasta. Aș vrea colegul de la cameră, dumneavoastră vorbiți. Practic, filozoful Ralph Emerson,
la fel ca și B.F. Skinner, caută sau justifică niște viitoare acțiuni care vor fi făcute în sensul întronării acestei noi ordini. Să nu uităm că Lenin, care câteodată îl uităm, a fost un tip deosebit de practic și a scris despre stat. Interesantă era concepția care Lenin n-a mai respectat-o după ce a atins un stat de tip socialist și comunist, în care spunea că statul este o mașină de exploatare, care cu cât îi dai mai multe elemente de libertate, cu atâta exploatează cine? Omul, cetățeanul de rând. Este foarte interesant cum noi vrem să vedem că acest stat, cum este America, generează numai beneficii. Ceea ce nu este chiar adevărat, pentru că există o libertate, dar libertate care întotdeauna va fi undeva frânată, pe segmente. Ai voie să, exact ca în Hyde Park. Dom'le, mă duc și mă sui pe ceva în Hyde Park și încep să-mi spun părerele mele. În momentul în care m-am dat jos de acolo, nu mai am dreptul să le emit. Deci am dreptul să mă duc. Pot să-mi exprim orice părere, oricât de negativă, oricât de pozitivă. La fel și acești oameni care, în numele unei morale deosebite și a unui stat, emit păreri și justifică niște acțiuni viitoare. Pentru ce să pregătesc oamenii. Însă, eu mă întreb ce fel de stat? Mai liber, mai puțin liber? Suveran, mai puțin suveran? Pentru că în contextul realizării acestor regiuni de prosperitate, corp-prosperitate, Uniunea Europeană, statul român, de exemplu, va trebui să își cedeze o parte din suveranitate. A întrebat cineva pe oameni dacă sunt de acord, e drept că sunt niște referenduri, sunt... Este capabil cel care toată ziua stă la producție, la coada vacii, cum se spune, să vină să-și emită o părere, să fie conștient de asemenea. Și atunci, asemenea lucruri sunt lăsate în seama unor oameni care se ridică la înălțimea acestor epici. Cam asta este viziunea mea asupra acestor. Domn profesor, vă aveți comentariul la treaba asta? Statul este, de fapt, un instrument. Din păcate, statul și-a depășit